Wow. Bam. Me mordería de espada. Yo tengo sus. Un de sus. Ah. Ah. Ah, oh, correcto. Fuck. A funcționat. Nu. Ai a funcționat. Point. Nici nu te uita la tine. De ce ești cu o cioară? Nu știu, frate, a venit acum 20 de minute și nu mai e aici asta. Cred că e fanul nostru și vrea să apară și el în video. Mihai, ți-a dat o cioară de companie? Nu. Dacă îți vine să căsăm. Oh. Hey. Cumva am făcut asta să meargă. Da. Totul merge în viață până la urmă, Mihai, trebuie doar să crezi. Vreau să știu... A, fa! Nimic. Ok. A, am înțeles. Știi cum episodul trecut vorbeam de programe Adobe? Da. Ce s-a întâmplat pe el? Trebuie să-l chemi aici și eu mă dau de pe buton, o să mor eu dacă pe el. Dar asta e. Wow. Ce? Să nu spuneți la... să nu spuneți la nimeni, dar eu și Mihai folosim programe de Adobe piratate. Jesus Christ, Andy, nu trebuie să știe toată lumea despre asta. Și mă gândeam, o să mergem în iad din cauza asta? Probabil că da. Și acum toată lumea știe asta. Adică mă gândesc că în purgatoriu Jesus o să fie ceva de genul... O viață destul de bună, dar ce s-a întâmplat cu acel program Adobe? Dă drumul la buton! Să fie ceva de genul... Înțeleg. Înțeleg că ai salvat familia aia întreagă de la noi. Du-te... Ah, da. Înțeleg că ai salvat copiii ăia din orfelinatul care lua foc. Dar ai piratat Adobe, frate, îmi pare rău. Coaie, n-ai cum să faci asta. Ce? N-ai cum să faci asta. Să piratezi? Da. Cum, frate? Ajungi direct la închisoare. În țara noastră. Nu crezi că ar trebui să facem ceva cu fanul ăla, gen? Oh, nu, ăla doar te aruncă în chestia. Ba da, ar trebui să facem ceva cu el, pentru că poți sări așa și observi. No. Oh, fuck. Ba nu, nu poți. Nu, nu pot. What do? Nu știu, mă întrece. Cumva jocul ăsta ne-am trecut. Probabil e ceva simplu, du-te tu. Ok. E exact ce ziceam că o să fie. Ok, dar cum continuăm? Stai așa. Oh, fuck. Ah, pe bune. Pe da. Bune da. Era atât de simplu. Eu încă nu știu sigur ce fac, dar... Mihai? Da? Doar treci. Ok. Să stai pe buton. Oh, literally. Stai. Am doi. Am doi. Te împing. Nu pot să împing. Oh, știu. Hai să ne aruncăm de aici. O idee. Nu. Andy, stai. O să...
Nu sunt atât de fericit, cred că e un C nivelul ăsta. Da. Holy shit, we suck. Oh, bani oh, erau mai no. Yeah. Still staying to, true to the B-run. Da. Plan B. Lumea o să ne înțeleagă că nivelele deja au devenit mai grele, da. Dacă pe tine te întrec, nu? Fuck. Scuze. Poți să omori cioara aia? Nu. Noi la Game Daddies nu suntem de acord cu violența împotriva animalelor. Dar în momente ca astea se mai întâmplă. Hey. Oh, îmi plac mult porcii. Da. Și în joc, și în lumea reală, de fapt. În lumea reală sunt F, dar... Nu sunt. Te rog, nu mai vorbi așa. Cum ajunge... Tu ai văzut vreodată un purcel mic? Da. Sunt drăguți. Da. Wow, acum pe imagine sunt doar poze cu purcei mici. Mihai, ce ai făcut? Ura ta pentru purcei mici. Ah, prea multe imagini, nu mai văd nimic, nu mai văd jocul, Mihai. Dar tu ai început totul, Andy. Tu ai început să spui despre purcei mici. Nu! Wow, ce e asta pe ecran, Mihai? Ce e asta pe ecran? Eu un purceluș mic. Stai, ce? Ce? A funcționat. Oh shit, cioara a ajuns pe ecran, Mihai. Mihai zboară pe ecran. Mihai, prinde-o. Aruncă cu piele. Prinde-o, vreau să colectez cioara asta. Să țin în colecția mea de ciori. Poate pleacă, Andy. Mihai, tot zboară pe aici. Nu pot fi atent la ce fac în joc din cauza ei. O, doamne. Nu cred că... A, ba da. Hey. Și acum... Hey. O să stau eu pe buton. A, stau așa. Dă-mi drumul. Și așteaptă. Way? Ah, Mihai, de ce mereu întrebi? Nu întreb. De ce mereu zici în loc de băi, way? Nu știu. Vorbeam cu Gruia într-o zi despre asta, despre faptul că tu niciodată nu zici băi și zici când... way. Da. A început de pe un server de Discord în care toată lumea se striga way în loc de băi. Și mi s-a părut mult mai bine decât băi. Mihai, băi e prea, da? Stai, îmi chioreie mațele. Ți-e foame? Da, mi-e foame. Am terminat. Asta va fi ultimul episod pe care îl înregistrăm, dar mai e ceva, bă? Foarte puțin, așa că... Stai, gata, ne oprim din Battle Lock? De ce mereu zici Battle Lock? O să ne oprim imediat, ce se termină episodul. Pentru că mi-e foame și trebuie să merg să mănânc în viața reală, pentru că am nevoie de hrană ca să supraviețuiesc. De ce nu l-ai oprit încă? Andy? Da? Ce faci cu seria noastră? Nimic. Seria noastră... Ne-am oprit sau nu? Nu ne-am oprit. Seria noastră e un reality show în care... Ba merg la WC, ba trebuie să închei episodul pentru că mi s-a făcut foame. Dar noi de ce luăm caractere? Auzi, Andy, știi ce ar trebui să facem de acum încolo? Cu fiecare set de episoade să ne schimbăm caracterul. Și chiar mă gândeam la același lucru. Wow! Oh, player setup! Ce-i asta? Vem. Oh, uite, custom character. Wow, dar nu pot să-l folosesc pentru că Mihai nu-l vede. Da. De fapt, pe mine nu mă interesează, pentru că dacă se vedea la tine,
atunci aș fi fost ok. What? De ce sunt negri? De ce sunt Jontron? Sunt Jontron? Da. Nu știu ce să mai aleg. Nici eu. Să... Panda? Să... Gata, bun. Ok, eu încă mă uit pe aici. Oh, shit. Asta vreau să fac. Ok. Acum, acum o să înțelegi de ce nu văd jumătate de level. Sau îl văd foarte prost. Mă concentrez aici, bine? Ai devenit un avion? Dacă ce? Devii avion, cumva primești fly în continuu? Nu. Da. Ce fel de chestii? Ce crezi că jocul ăsta e OP? O să fiu Jontron. Ok. Yeah. Eh, a fost cel mai prost. Eh. Yeah. Acum am sunat mai mult decât Jontron. Yeah. Am scuipat pe laptop. Oh, doamne. Când am făcut dar asta. Oh, nu. Oh, nu. Atâta oh, nu!